Bun venit la un nou podcast verde, podcast realizat de Green City Lab în parteneriat cu proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Spuneam de fiecare dată că podcasturile noastre sunt realizate de comun cu mediul academic, cu mediul de afaceri, cu cei din administrația publică, cu societatea civilă, cu scopul de a ne schimba inclusiv fiecare din noi, din cei care priviți obiceiurile cu scopul de a învăța și cu scopul de a ne inspira, de ce nu, de la unele istorie de succes. Astăzi, drept invitat, avem o persoană, o persoană care a parcurs un drum interesant până a ajuns la această etapă, o persoană care, grație uh, spiritului de inițiativă, grație faptului că a vrut inclusiv să schimbe în ceea ce înseamnă managementul unei componente la care ajung eu a reușit să adune în jurul său oameni, oameni care să-l susțină și, nu în ultimul rând, să-și facă fetele sale să rămână acasă și să-i fie umăr pentru a gestiona un subiect atât de interesant cum este managementul deșeurilor. Salut în studio astăzi domnul Sergiu Balica, director ABS. Bună ziua! Bună ziua, doamna Herța! Mulțumim tare mult pentru faptul că ați dat curs invitației noastre, fiindcă discutam chiar înainte de emisiune, discutam în general, am ajuns la o parte extrem de mică a ceea ce înseamnă managementul deșeurilor și ne-am dat seama cât de multe de fapt ar fi de discutat și ar fi și de învățat. Spuneam că scopul emisiunii noastre este ca să ne învățăm toți împreună că este nevoie de schimbare și că este nevoie să ne schimbăm obiceiurile de astăzi pentru a avea un viitor mai frumos mâine. Dar aș vrea să fac și o altă paranteză, fiindcă unul din invitații precedenți ne-a povestit și istoria vieții și traseul pe care l-a parcurs. Ulterior am avut câteva interacțiuni cu cei care au privit și au spus că de fapt i-au inspirat, fiindcă la orice vârstă la care suntem nu este târziu să învățăm și nu este târziu să ne punem întrebări la care să căutăm ulterior răspunsul. Dumneavoastră, personal, cum ați ajuns să gestionați un domeniu atât de important și atât de interesant cum este managementul deșeurilor? Cum ați ajuns în acest punct? Cred că e prea mult spus că este interesat, dar, dar noi, din urma serviciului nostru, noi, noi suntem niște producători de ambalajă, din 1998, care suntem, eram și unici pe piață, dar ambalajul pentru produsele de morărit și făbrici de zahăr. noi suntem producători de saci de polipropilenă, la care prin 2002-2004 am făcut un total și mi-am pus noi, noi singur întrebare, cât de poluanți suntem noi o companie formată atunci din 70-80 de angajați, care lunar amplasam pe piață mărfuri în valori de 120-150 de tone de masă plastic și polipropilen. Toate ambalajele se erau folosite, refolosite și apoi ajungeau la gropile de, de gunoi, de, de gunoi care, care nu le mai găsăm urmă nimeni așa, așa s-a format ideea să, să ne amplasăm pe o altă industrie, cum ar fi reciclarea maselor plastice. Și am început de la prima idee de a recicla ambalajele de plastic, cum ar fi polietilenă tereftalată, ambalajele din pieturi, da? De fapt, cumva, înainte de a gândi ce o să discutăm, încercam să-mi aduc aminte. Eu sunt din generația fetelor noastre, Vlada și Irina, dar toți sunt născut în secolul trecut. Și probabil că țineți minte că uh, atunci, practic, apa dulce, laptele, chifirul erau doar în sticlele de sticlă, da? Uh, Mi-aduc aminte perioada când au apărut sticlele de plastic, uh, mai ales oamenii la țară, cât de mult țâneau la o sticlă de plastic ca să aibă posibilitatea să transmită copilului la Chișinău lapte. Iar ulterior, iată, am ajuns astăzi să vedem, mai ales, nu știu, mai ales primăvara, că toate câmpiile din Republica Moldova sunt pline de sacoșă, că râurile și lacurile la mal au uh, zeci și sute de sticle de plastic. Ideea dumneavoastră, pentru mine chiar este o noutate. de fapt a pornit de la necesitatea de a dezvolta această afacere și ține de uh, producerea sacelor uh, de polietilen care le comercializați din ce înțeleg acum nu doar producătorilor de... Că sunt, sunt, saci, sunt, saci, de polipropilenă Poli. suți. Este Ca. o altă industrie decât, decât pungile și saci de polietilenă. Da? Acele sunt niște ambalaje, niște turnate, al noastră sunt țăsute. turnate și apoi făcut fir. Este o industrie am văzut, întreagă. Este am o văzut industrie și... întreagă și diferă de, fier, de, de ce. Dar până, până la urmă piața cerea la momentul acela, în anii 90, sfârșitul anului 90, cerea așa tip de ambalaj și noi, având atunci vreo 5-6 făbrici de zahăr, tot era importat. Tot... Și noi am hotărât să, să, destulăm, să punem pe piață produsul ăsta. Ne s-a primit deodată, am renovat tehnologiile, acum suntem buni la ce ține de, de producerea sacelor, da? dar cu reciclările s-a început de la același ambalaj din PET, care noi o numim, vasul ăsta nu e sticlă, că sticla e un alt material, da. dar ne-am întâlnit și aici cu o problemă. Da? Ambalaje sunt multe, dar noi suntem mândri, noi poporul românii din Basarabia suntem mândri că noi avem uh, uh, ambalaje și pe toate câmpiile, în codri, toate răulețele, da? Dar nu prea ne se de mâinile să o ridicăm de jos, să o punem la locul ei mai mult. Nici nu era loc unde să le pui, că uh, unicul loc era în Chișinău, Tomberonul, unde ajunge la groapa municipală, la depozit municipal, în uh, raioane ele se află, toate, toate, toate se află la locul de depozitare de deșeurilor municipale. Dar uh, asta ne-a deschis un alt orizont care ne-a îndreptat spre ceea ca să ne facem și primul sistem de colectare, adică de, o de colectare selectivă a ambalajelor. Este pentru că euh, noi am procurat utilajul, am pus euh, fabrica în funcție pentru a recicla plasticul, dar materie primă, limitată. Era. E, era cât am mai, mai, am mai achiziționat noi de pe piață, dar utilajele, utilajele montate necesitau o cantitate mai mare de, de ambalaj din PET. Și după 2006 a fost prima mea adresare către municipalitate și am montat primele containere pentru colectare selectivă a ambalajului din plastic, care la rândul lor și acum funcționează, funcționează foarte bine, mulțumim uh, uh, tuturor persoanelor din Chișinău care care ne au uh, ne -au primit așa în serios și uh, chiar depozitează acolo. Să vă vă spun ferm că ele ajung cu, concret la destinație. Ele sunt sortate pe culori, ele sunt reciclate, ele sunt aduse la o altă formă care a să fie straniu, dar ambalajele noastre acum sunt de o calitate e, foarte, foarte bună și sunt exportate în țările europene, în Germania, Austria și să știți că Coca-Cola da, are ambalaj are, renovat, adică ca, ca materie primă, secundară și din, e, din sticle care... E, din Republica Moldova le-am reciclat și le-am trimis într-o E extraordinar. O altă, o altă gamă de produse uh, făcute din, uh, din fulgi, din pet. Da? Sunt ambalajele ambelaje, pentru uh, supermarketuri unde, unde vă duceți să-și cumpărați ceva mâncare, vă dau niște caserole în Republica Moldova, ele sunt uh, din polistiren uh, în Uniunea Europeană căiesul deja în cuptorul de microunde elimină niște uh -huh. componenți în mâncare. Petul nu. Adică pahare de unică folosință, ambalajul pentru, pentru mâncare, sunt iarăși făcute din, din folii de calitate superioară. Adică să nu vă apară că deșeurile din pet sunt deșeuri murdare, dar ele sunt tratate cu detergenți, sunt la temperaturi procesate, adică pe urmă e, dezinfectate și produse iarăși de nou un, un, alt, un alt produs. Asta este e, pentru noi o mândrie că reușim e, lunar cam la 150, acum e, punem în funcțiune o modernizare a liniei, o am apropiat de 200 de tone de peturi pe lună. Vreau să vă întreb, dumneavoastră spuneați că cumva ați ajuns la subiectul legat de managementul deșeurilor, pornind la necesitatea producerii pe care ați lansat-o în 98. Da, dar fiind ca poluator. Da. Dar toți aceilalți, că sunt în Republica Moldova, sunt mulți, multe companii care, care produc Dar nu, toat, nu toată lumea recunoaște că este poluator și vrea cumva să contribuie să să gestioneze o parte din deșeurile pe care le uh, lansează în piață. Dar vroiam să vă întreb, pornind de la această intenție pe care ați avut-o, de a cu materie primă, da? Pentru că asta a fost uh, cumva o, o, nu, o, nu un, Nu, nici prim... un caz. Nu? Nici, într-un caz. Ceea ce facem noi, ceea ce facem noi în, în, 98 până în 2005-2006 când a început să reciclez, adică fulgii reciclați sau materia primă secundară din PET, da, nu o folosim pentru ambalajele de de saci din polipropilenă pentru că e un, un alt, fel de, Așa. un alt fel de polimer de fier în totalmente și noi, mai departe, astăzi procurăm și importăm polipropilenă virgină de la rafinării din uh -huh. petrol pentru producerea de saci. Nu mai, cred că anul ăsta, cu ajutorul uh, Maibulu, noi am mai investit într-o tehnologie pentru reciclarea ambalajelor de saci, containere din polipropilenă, big baguri. Da? Am, am, am să zic, dar, cu, dar cu, cu această materie primă pe care o produceți dumneavoastră, tot produceți din cât cunosc sau dacă nu, vă rog frumos să ne spuneți. Ce faceți cu acele pietre pe care le. Cu da, piaturi. da, piaturi care... sunt exportate mai departe. Deci, asta le exportați. V-am spus, tot, 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 tot exportăm. Mm -hmm. Exportăm România, Austria, Germania. Bun. Ați pomenit despre faptul că există cumva din partea societății o deschidere și o mai multă uh, inițiativă poate din partea celor uh, care chiar dacă sunt mândri merg la care acel produc deșeuri, să cu... uh, da, 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 care merg, deșeur, merg deșeur. la acel container și depozitează. <hâng> 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 Managementul deșeurilor nu presupune doar colectare și transportare, cu siguranță. Presupune nu. inclusiv și sortare. Și mi-aduc aminte, dacă nu greșesc, prin anii 2010 a apărut un spot publicitar, cred că domnul Sandu Grecu de la Satiricus, <hâng> da, da, da. era pe lângă containere în care erau uh, care urmau să fie, în care urmau să fie depozitate deșeuri, uh, diferite categorii de deșeuri. Iată că dacă ați face dumneavoastră o analiză, totuși pe parcursul acestor ultimii 15-20 de ani, s-a schimbat mentalitatea, am reușit noi să uh, ne sensibilizăm mai mult, au început oamenii deja să înțeleagă mai mult care este importanța selectării uh, deșeurilor separat. Da. da, da, și să observă se observă că, uh, ulterior v spus că uh, și le-am mulțumit uh, cap locuitorilor capitale că uh, contribuie la viitorul nostru, da? prin, prin, prin gestul nobil, care, care, duc ambalajele uh, și le depun în containerele din plasă uh, pentru a fi reciclate. Că urmează spoturile care, care de prin 2010 și mai încoace arată bun sunt pentru educație. Eu vreau să vă spun că din 2006, când am făcut noi primii pași în reciclări, da? poate s-au educat un 10-15%, da? dar asta e foarte bine. Noi toți, toți avem deplasări prin Europa, noi vedem cum, cum, se face în Germania, cum se face în Italia, mari, mari state cu, cu, un grad de recuperare a ambalajelor, da, dar acolo, acolo este o altă politică, politica de, de a pedepsi poluatorul. Inclusiv persoana fizică? doar poluatorii sunt persoanele fizice. Eu, de asta, eu la o parte le-am mulțumit, la altă parte nu le pot mulțumi că ei continuă mai departe să facă, să poluieze, da? Nu au grijă de, de ceea ce, ce iese de, de urma confortului. Că deșeurile este deșeurile și mai ales acum în, în, timpul ăsta când toate, toate produsele alimentare sunt ambalate cu cât mai frumos, cu atât mai bine să vinde, înseamnă că procurând mai multe produse ambalate produci mai multe deșeuri. Și majoritatea sunt polimeri, mai puțin cartoane, mai puțin, dar polimerii și diferiți care dăunează, adică poluează mai mult mediu, mediu și țărișoarea noastră frumoasă, da? o facem într-o groapă mare, mare de deșeuri de ambalajă adică cumva omul de rând trebuie să înțeleagă că în momentul în care el este lângă casa radio la telecentru și aruncă o sticlă, un piet face, face un cadou sora nepotului, face un cadou sora nepotului că acea uh, șeva șeva uh, cumva te, va avea o, o, o sănătate puțin mai, mai rea decât o merită, da? Noi invers trebuie, trebuie să păstrăm ne îngrijim. mediul, să îngrijăm de viitorul țării noastre, da? Printre asta, era bine să ne gestionăm restul din urma vieței confortabile, da? da. Așa aș spune Și băi poate nu-și dă seama că acea mm. sticlă aruncat la telecentru, ea ajunge, într-un final ajunge în râul Bâc sau în alt râu de suprafață sau în pământ pur și simplu ajunge cumva și ca, ca rezultat iată, vom avea uh, catastrofă aș putea spune eu, peste ani de zile. Spuneați de Chișinău, spuneați de faptul că locuitorii din Chișinău circa 10%. Ați estimat, dumneavoastră, că deja să mai mult în Chișinău, mai mult. Mai mult. Da, 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 că mai, se, mai... Va supăra, se, va, se vor supăra toți care dintr-o dintr asociație sau dintr-o casă mai mult de 40% depozitează ambalajele în containere și vor supăra mai mult. Chiar vă mulțumesc că sunt mai mulți, mai mulți decât 10 în Chișinău. Super, tare. Și sunt sigur că fiecare atunci când va asculta va fi sigur că el e în partea cea pozitivă, cu da? plus. Dar nu el... sunt eu, doamna hersa, nu sunt eu persoana care să dă o notă populației. Eu am spus că fiecare își nu, face da, da, pentru ori... urmașii lor. Corect, corect. În afară de Chișinău, mai sunt și alte localități în care sunteți implicați în ceea ce înseamnă managementul deșeurilor? Da, da, noi, noi, avem, noi avem deja o, în managementul deșeurilor o, o, politică că facem colectare, transportare, sortare, reciclare da? și tare ne visăm să ne implicăm și în programul de regionalizare, dar cred că la, aici, la Chișinău, cu autoritățile locale poate un conveni să valorificăm și uh, restul ce, ce într-adevăr asta se depozitează. Și cu o părere de rău, noi suntem într-o în, într perioadă când uh, nu ne, lipsesc, uh, ne nu ne lipsește nu uh, ne dăunează masa organică care o depozităm la, la, la depozit și e fermentează și poluează atmosfera și apele subterane. Sunt foarte multe, adică Societatea, lumea modernă a ajuns când valorifică deșeurile produse de, de om în total medie. Statistic vorbind, se cunoaște că circa 300 de kg de deșeuri pe an produce un om. Dacă cunoașteți, dar sunt sigură că cunoașteți, care este structura deșeurilor în ceea ce dă la coșul de gunoi cetățeanul din Republica Moldova reciclabile și organică, există sau nu există diferență dintre ceea ce aruncăm noi și ceea ce aruncă ceilalți cetățeni europeni? E clar că noi am făcut studii că este mult important atunci când când introduci niște tehnologii în întreprinderi finanțate de către o bancă comercială, da? Atunci depui cam tot ce ai și sufletul pentru a alege ce e ce, ce e mai bun, da? Pe când se finanțează utilajele pe proiecte, atunci ce ai găsit, ce luați, o luat și dar ce ține de 300 de kilograme, statistică așa, un om produce, un cetățean produce un kilogram pe zi, da. În Chișinău produce mai mult, la, în localitățile rurale mai puțin și morfologia e diferă, adică conținutul ce, ce produce cetățeanul din Chișinău nu se diferă cu cel de la Berlin prin nimic, puțin, puțin mai mult organic, deoarece știți că noi... Noi suntem deprinși, suntem tăți crescuți la țară, suntem deprinși cartofi, să-i curățăm, varză, morată, roșii, castraveți, toate astea. Suntem o țară agrară, tot ce înseamnă organică pentru alimentarea noastră, ce gătim mâncarea acasă, aceea se duce în partea, partea organică. Așa că morfologia astăzi tinde să fie asemănătoare cu cea europeană, dar dar educația și... Mai, mai mult, nu numai educația, mai mult e, și corectitudinea e, lasă de dorit că europeanul pune tot ce înseamnă reciclabil, pune la reciclabili, tot ce înseamnă organic, pune la organic. Da? Și atunci deja e, statul, asta e, e chestiunea țării, atunci organizează și Republica Moldova, e tot așa. <coughs> Uh, statul organizează cum trebuie să fie valorificată reciclabile, cum trebuie să fie valorificată masa organică și resturile, da? Resturile care mai rămân uh, uh, sunt niște deșeuri de ambalajă cu conținut termoenergetic, da? Dar ele asta se găsesc la, la groapă. Și se găsesc nu numai la groapă din, de la Chișinău, toată țara, toată da? Țara. Toată țara. Cota ambalajelor reciclate, care este aproximativ? În, în tot cei ce aruncăm noi. În, în deșeuri, da. Deșeur, da, cota reciclabilor este în jur de 10%, plus-minus. Unde e 8, unde e 12, da, dar mediul e 10%. Fiind organică? 10% din masa ah, deșeurilor. Okay. Foarte important de reținut. 10% din masă și undeva 30-40% de volum. Mm -hmm. Adică, volumul e cu mult mai mare decât masa. Restul, restul sunt, 50% este, este parte de organică, ce ulterior vă spuneam că dăunează cel mai rău sănătății umane a noastră, da? Mai este o parte bună, 25 sub 30%, compustibil de din deșeuri, ambalajele care nu pot fi reciclate. Și aș vrea să vă să vă trag atenție la pungile care pungile care noi nu le putem recicla, dar pungile de unica folosință, care pleca, plecăm la, la în comerț și ne le dă cu diferite produse, ele sunt bordare, nu pot fi reciclate. Mai mult, pungile biodegradabile, care noi fiind într-o țară mai săracă am fost impuși să le acceptăm și să scoatem milioane, milioane din buzunarul cetățenilor ca ca ei să, să procure punga cea ușoară, dar să fie biodegradabilă, de 5 ori mai scumpă decât cea obișnuită. Dar pe ea o reciclați sau nu? Nu reciclează nimeni. Societatea moldovenească încă n-a ajuns, astăzi, să între cu proiecte de legi pentru eliminarea pungilor de unica folosință, să le numească așa, da. de schimbat pe biodegradabil, ca în Europa o pungă biodegradabilă. Este, este foarte bună pentru mediu, da? dar ea necesită să întrunească niște condiții, niște condiții, adică colectat separat și pus la compostare. Într-adevăr, în polimerul celălalt din care sunt făcut pungile, este o parte de amidon, să o spunem amidon, da? care îi ajută polimerul să, să biodegradeze, adică să desfacă niște parcele mai mici care compostează, dar neapărat îi trebuie de, de, dat un mediu pentru a fi compostat. Cine în Republica Moldova compostează astăzi? Frunzele la, la țară nu le compostează. Cine compostează organica? Să spun alimentele, da? Nimeni. Nimeni. Dar pungele de, care, care le cumpărăm cu 10 prețuri, în fiecare zi la magazin sunt foarte puțini cetățeni care, care se duce Conține cu punga. Se punga. punga lui sunt foarte puțini. Eu nu mă duc cu punga, că nu am posibilitate, dar sunt sunt care se duc. Dar astăzi, astăzi retailurile procură cantități enorme, enorme de punci ca să fie conform legislației, da? uh -huh. dar legislația n-a obligat pe nimeni să le composteze, că ele sunt biodegradabile. Ele Dar cine ar trebui să... sau ar, ar trebui să existe un antreprenor? Cum vedeți dumneavoastră? Ne imaginăm că sunteți dumneavoastră în funcție de conducere la Ministerul Mediului, presupunem. Ce ar trebui să facă statul? Pentru că, practic, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, noi avem două, două soluții. Prima soluție este să lăsăm lucrurile să meargă tot așa și să vedem în continuare câmpiile uh, cu grâu, pline și cu pungi inclusiv, a doua soluție ar fi să interzicem totalmente și să obligăm cetățeanul să meargă cu punga sa să meargă la magazin și probabil că va fi o revoltă sau nu și dacă mai există a treia soluție. Va fi o revoltă, clar lucru, că nu poți într-o țară democrată să dictezi cetățeanul cum să ducă la magazin, da? Nu-i corect și orice ce, schimbare, în ce, general, omul greu acceptă. Ce, 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 libertate atunci când îi spui să pleci, să pleci cu, cu geanta la magazin? În Germania fac, dar în Germania fac, dar în Germania ei le compostează. compostează. Și există o altă întreprindere separată care nu, nu, să Nu, cum nu să există, cu părere de rău, nu există, dar acolo sunt tehnologii implementate care valorifică altfel toate adică, tot întreprinderile care uh, reciclează celelalte materii pe care le colectează, tot acele întreprinderile. Tot acele, da, da, da. Aici trebuie de creat un mediu politic, un mediu de. Uh, un mediu care, care ar, care ar uh, cointeresa uh, agentul economic să uh, financeze proiecte de acestea. Dacă în statele europene uh, se pune un mare accent pe. Uh, pe reciclări, pe reciclări. La noi, în Republica Moldova, e zero, da? Zero. Atunci, noi ce promovăm? Chiar recent, anul 2024, am finanțat în jur de 170 milioane de lei pentru colectare selectivă a deșeurilor, da? Uh -huh. e, bravo, e bun, e foarte bine. Chiar, da, dar nu avem continuitate, trasabilitate. Ce facem? Le-am am finanțat toate primăriile care și-au primit de la fondul de mediu și-au primit finanțări. Acum cumpără uh, containere, cumpără uh, auto tot. tot dar dar ce de... se întâmplă după asta cu deșeurile uh, Nu, avem, nu se întâmplă nimic. Nu se va întâmpla nimic pentru că uh, nu s-a nu s-a gândit nimeni la ce facem cu el după ce le colectăm. Știți că să se că noi ne îngrijim de fapt ca în gospodărie, ca în gospodărie fiecare, să fie curățel aici, că da, până în gardul ăsta care e meu. Iată, până aici e curat. Iar ce se întâmplă după gard nu mă interesează. Și asta este extrem de greșit atunci când noi nu înțelegem că noi trăim într-o ecosistem în care depindem unul de altul. Exact așa ca și mm. calitatea apelor rozate care sunt revărsate în, în râuri, spuneam, de cei ce revarsă, cei care sunt mai sus pe Nistru decât Chișinău, de calitatea acestei AP, depinde noi. Da, noi vorbeam cumva cu dumneavoastră despre faptul că totuși în timp oamenii au, și-au schimbat obiceiurile. Să știți că este fenomenal faptul că faceți și excursii la stația de sortare, fiindcă unul din cele mai importante elemente, probabil că tot ceea ce înseamnă managementul deșeurilor, este sortarea. Este fenomenal din ce punct de vedere? Fiindcă atunci când omul sau copilul vede cum un alt om face munca pe care el ar putea să o facă acasă cu mânuțele sale și care i-ar lua nu mai mult timp, iar ar lua exact același timp face să-ți să schimbi să obiceiurile. Aceste excursii pe care le organizați dumneavoastră, ele uh, sunt planificate, primiți pe oricare uh, vizitator. Mă rog, dacă, dacă cei care ne ascultă ar vrea să vadă și ei, cum ar putea să o facă? Ca să fiu mai explicit la chestiunea asta, vă aș spune mai frumos. Uh, Întorcându-mă în 2006, noi am... Uh, am amplasat în Chișinău la ziua de azi, la 2000 de containere din plasă, la care autoritățile la un moment dat ne-au spus că ele nu prea au aspect și... Urățesc oraș. Nu, nu au aspect și, da, nu fac față orașul nostru. Da, într-adevăr, am purtat multe discuții, dar dumneavoastră ați, ați spus despre domnul cu publicitatea pentru colectare selectivă, dacă ați văzut, Sandu Gretu, m da. da, da, Sandu Gretu. Municipalitatea a finanțat și a amplasat în Chișinău tombironul galben, albastru și, și negru, asta de metal. și negru, da, da. Înseamnă că galben este pentru plastice, albastru este pentru cioburi și metalul și negru sunt pentru mixte. Prin ce se deosebește un container din plasă din cel galben. Da? Culoarea tot e galbenă și galbenă, da? Este o chestiune. Când vine cetățanul și în, în containerul din plasă galben aruncă un ambalaj de care n-ar fi plastic, sticlă, da? aluminiu, trece un copil pe lături, deja este o educație. Da. Tre trec alți cetățeni, este o educație. Când vine la un tombiron galben din, din, din masă plastică și a aruncat, da, nu diferențează, tot punga a aruncat în container și atunci autoritățile, adică autosalubritatea, le preia, dar iarăși venim la ceea că trebuie sortate altfel. Noi, noi, în compania noastră, în, în containerele din plasă, găsim chiar într-adevăr, din start, din 2006, găsim și organic și tot. Acum nu mai, nu mai reciclabile. Prin ceea ce chiar mă mândresc, noi, noi am fost uh, unicii pionieri. Care, pionieri care, am început să educăm populația și uh, s-a primit. Se primește în continuare. Uh, uh, după ce am construit uzina de sortare, și uzina de sortare a fost un rezultat la ceea că nu ne ajungea productivitatea, era iar iarăși mare, nu ne ajungea ce aici, colectam și am intrat în alt proiect care, cred că dacă ați discutat cu urmașii noștri, ei nu sunt tare bucuroși de ceea ce facem noi, ce, face ce face ABS-ul la urmă. Sortarea este o chestiune a statului, nu a o companie privată, dar noi, statul suntem noi până la urmă. Noi, noi trebuie să avem grijă de ceea ce la iarăși tinerii din companie cu, printr-un proiect au, au, organizat și muzeul lucruri pierdute. Care... Da, foarte interesant. Vreau să vă întreb să, să, spuneți celor care ne ascultă care sunt lucrurile pe care le găsiți și eu personal am vizitat acest muzeu și sunt unele din obiecte care m-au m-au uimit în sensul rău a cuvântului, adică nu gândeam că oamenii ajung să arunce inclusiv și lucruri care sunt mai sfinte. Dar care sunt lucrurile care sunt așa mai haioase și care le le, 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 țin în minte? Cred că toți care, care o să vadă convorbirea noastră știu ei singuri ce aruncă. Toate sunt. Noi le găsim. Adică toate lucrurile care sunt aruncate în tomberoane, pentru le evacua, toate sunt luate la mână, toate sunt dispersate în reciclabile, nereciclabile și tot pusă la locul lor. Adică. Zimnic? Da, dar ca să ne înțeleagă, inclusiv cei care ne ascultă. Mm. Lucrul ăsta este făcut manual, este făcut de alți oameni care fac ceea ce ar trebui să faci tu acasă, să pui într-o altă pungă ceea ce este reciclabil. Ce și... fac cetățenii din Germania, Italia, Franța? Exact. Da, nu. Pentru asta trebuie să ne educăm. Da, vreau să vă întreb, în 2021, dacă nu greșesc, ați lăsat o campanie, după mine, fenomenală, campanie prin care ați îndemnat cetățenii să pui, pungi, să pui gunoiul în două pungi de culoare separată, negru și verde. Iată, din 21 până acum, a fost o schimbare sau nu? Să, știți că... De da, 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 să știți că... Campania Reciclez, inițiată de Aureciclari. Clari este o asociație de uh, producători de mărfuri ambalate, da? o asociație de mari producători de mărfuri ambalate, care uh, după uh, legislație, după legea... Uh, uh, se, 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 se implică ca, ca să ca să-și colecteze uh, ambalajele puse pe piață, ei, uh, ei sunt responsabili de ceea ce poluiază, da? să o spun așa. Și așa e corect, da? Funcționează uh, mai bine decât în 2010, da? Vin uh, deșeurile deja în pungi, poate chiar dacă nu sunt verzi și negri, da? Dar sunt ambalajele separat și masa organic și resturile separate. Adică, prin ce, prin e ce benefic chestiunea asta? Da? Morfologia deșeurilor nu ne permite ca în Republica Moldova să fie montate utilaje care să sorteze optic deșeurile, pentru că deșeurile noi le producem, să spun, amestecate murdare. Da? În Germania, se sortează optic, mai puțin Manu. personal. Da, noi, noi, a noastră nu, pentru că a noastră sunt toate mixte. La, la întreprinderea noastră este ușor de venit, chiar farugăm care nu prea vezi ce face pe acasă, să mai veniți, puteți să ne ajutați puțin, să vedeți, să dacă, să vedeți dacă, dacă, vii și două, două ore, sortezi la noi, eu sunt ferm convins că restul vieții să sortezi acasă singur și nimeni asta îi împuie, dar chiar poate facem și o o, 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 companie națională, haideți să sortăm împreună, la agentul și la economic să învățăm și de Să să, Să știți, că o mi educa, om educa cu mult mai, mai ușor populația, n-ar trebui să le spunem, bă, omule, pune aia asta, că nu te costă nimic. Și așa, și așa, când, când baci într-o pungă un ambalaj din pet înflat, da? îți ocupă loc. E și îl strivește, pune, strânge capacul și economisești punga. Și de a te adresa la, la containerul pentru colectare, iarăși tot va fi mai ușor. Nu trebuie să duci așa des la el, dacă îl micșorezi în volum. Da? da? Și atunci va fi toată, tot, tot lanțul, lanțul ce înseamnă managementul de va fi, dacă punem umăr la umăr și pentru prin niște gesturi foarte simple să facem chestiunea asta acasă, ne-ar fi ușor și atunci noi, noi am atingem nivelul de zero deșeuri în Chișinău cu mult mai repede decât, decât cineva nu mai vrea visează, Eu poate. sunt sigur că după emisiunea hm. de astăzi cineva o să-și schimbe obiceiurile și uh, Chiar uh, suntem... poate facem și o altă emisiune și spunem că da, să știți că deja sunt mai multe Suntem mai multe gata toți. să, toți. S -s întâlnim cu pâine și sare la marginea orașului să-i să transportăm pe tot toți doritorii care nu avem noi avem personal care e calificat care știe a sorta, dar e bine, e bine, pentru a te autoeduca să frecventezi ca să vezi ce poți găsi acolo tot. Da. Tot este. Da. Absolut tot. Da, de acord. Am mai mm. discutat cu dumneavoastră ce se întâmplă cu petul, da? Dar ce se întâmplă cu cartonul și dozele de aluminiu pe care le colectați, le sortați din deșeuri? Deșeurile sunt sortate în 13 fracții. Așa. 13 fracții. Și una din fracții care este cartonul prima. Chiar, chiar în, 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 banda de sortare este prima pentru că cartonul e voluminos. Deoarece cartonul care ne la, la Tumbiron, la containerul de colectare și alături cu deșeuri alimentare el este deteriorat, adică este murdar de organică și mai puțin este valoros. Da? Adică, să spun mai direct, nu prea să valorează. <coughs> În afară de a face business, noi mai facem și, și o chestiune ca ecologie. Noi n-am lăsăm să plece la depozit, da? Al dăm într-o parte, al balotăm, da? Astăzi avem niște cantități enorme de carton. Să vă spun acum, luna asta, am, am, făcut niște tătevi și am făcut pelez din carton. Next. Este, nu e, nu e un secret că cartonul se face din lemn, da. da? el se poate de -a tot așa. Foarte e tot interesant. E simplu, Dar da? n-am văzut nicăieri în presă. N-am văzut nicăieri că, văzut nicăieri că nu, la nu care este, încercat. nu, nu este, noi am făcut, noi am încercat, noi le-am făcut, le-am le produs nu este nimic, nimeni nu n valorifică, pentru că noi suntem niște pionieri în Republica Moldova. În partea europeană noi cred că suntem codași la chestiunea asta, pentru că cartoanele sunt colectate separat. Ele sunt colectate separat și dus la reciclare, că este, un, este și un păcat să, să duci cartonul, să-l faci salar, să dar, dar deoarece educația nu ne permite să-l colectăm separat. Nu suntem destul de educați încă? Nu, nu suntem. N-am spus așa eu. Dar o spun nu, eu. Nu, nu, ne, nu ne permite încă să-l să colectăm separat. Nu, noi n-avem nu nici tomberoane pentru carton. Da. Cred că vreau să, să o anunț acum dumneavoastră, să vă spun că anul ăsta avem primele 50 de containere pentru carton și vor fi prezente în Chișinău. Le vom lansa, n-am spus la nimeni, Super. cred că nu. Adică tomberoane... Separat, separat pentru, pentru, pentru carton, carton, da, pentru carton. Pentru cioburi de sticlă, cred că ați văzut niște clopote verzi împreună cu Asociația Aurici Clare. Uh, am lansat proiectul ăsta care reciclăm uh, care reciclăm sticla. Apropo, câte de astfel de tomberoane, clopote? Sunt, sunt 200. 200 în Chișinău? 200 sunt în Chișinău. Dar asta cred că era altă întrebare, că nu v-am spus despre dozele de aluminiu. Da. Dozele de aluminiu sunt colectate, sunt presate și până anul trecut transportate în România, Germania, pentru a valorifica iarăși, pentru a o face doză. Aluminiu alimentar este un, este un material foarte prețios, are vize alimentar, și prețios pentru, pentru altă doză. Dar ca aluminiu nu are nicio valoare, că el este foarte subțire și, e, și la topire el arde. Adică, din start spun, aluminiu parcă e prețios, dar numai pentru ambalaje și sunt tehnologii de astea câteva în lume care își permit să recicleze așa tip de ambalaj. <coughs> foarte interesant parcurgând tot acest drum din 2006 până acum, ați văzut care sunt greșelile sau care au fost greșelile în comunicare, în pregătirea societății. Iată la finele anului trecut a fost votate modificări la legea 209, legea privind la deșeuri, care presupune că începând cu 1 ianuarie 2027 vor exista sisteme de depozit care vor presupune obligativitatea unităților de comerț, dacă nu greșesc eu cu o suprafață mai mare de 100 de metri pătrați, să colecteze uh, recipientele în care sunt vândute. Deci recipientele sunt formă de pet, uh, sticlă și doza de aluminiu. Da? Cum credeți dumneavoastră? Ce ar trebui să facă autoritățile pentru ca să pregătească societatea sau ce ar trebui să facă, nu știu, societatea civilă, ce ar trebui să facem noi cu toți împreună pentru a pregăti societatea, că începând cu 1 ianuarie 2027 să fim gata. În România, spre exemplu, acest proces a durat tot destul de mult până a fost pus în, a fost pus în aplicare. Noi cum ar trebui să facem? Pentru noi este foarte simplu. Noi copiem pe partea română. România. Vedem ce au făcut ei, dar și din start vă spun că nu suntem pregătiți. Nu, sunt pesimist, eu sunt un optimist, da. În România n-am mers și acum, acum recent săptămâna trecută au renunțat, da, până la finele anului, da, pentru să pregătească să pregătească producătorii producătorii să-i pregătească ca să poată cofinanța uh, proiectul ăsta, că proiectul ăsta nu aduce valoare. Proiectul ăsta, uh, sistemul de, uh, de garanții, da? uh, ajută la colectarea ambalajelor. Așa. Și acum, ce am făcut cu punga biodegradabilă? Facem acum, repede, repede că uh, politica ne dictează că trebuie să o facem repede. Dacă cineva scrie politici, politici, da? Dar nu scrie cum să le, să le implementăm. Responsabilitatea extinsă a producătorului a fost scrisă, legea, și băgată în dezbateri în 2016 sau 2014, da? Să vă spun, cu mare în succes loc. am implementat-o sfârșitul anului 2023. Regionalizarea. Scrisă, pusă în 2014. Astăzi avem legea da? anul 2024 făcut 0 plus nimic. Bun, așa e și regionalizarea. Dați să vă spun, să vă răspund la întrebarea da, da. care mi-a spus-o cu sistemul de garanție. Da, sunt niște practici foarte bune, dar fără trasabilitate. Germania, țările dezvoltate au trasabilitate la deșeurile astea. Despre ce am discutat noi? Uh, ambalaj, retu uh, ambalaj uh, garanție pentru ambalaj PET, cioburi de sticlă și aluminiu. Da? Uh, din care, care din sunt uh, returnat, returnabile, refolosite? Ambalajul de sticlă. Da? Și iarăși care? Fără și divinul nu-și permit ca un produs scump nu își permit să, 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 ia o sticlă de al, de al alt cuiva, alt brand și să-și toarne vinul cu care, care, atât de dureros și cu atâta sârguință l-au la, la obținut de o calitate, el își produce sticlă nouă. Da? Bine. Berea. Berea se poate, da, iarăși, se poate re returna, refolosă. Bine. Restul cine mai este? Gata, nu mai este niciun ambalaj. Pieturile. Pieturile nu se returnează. Pieturile nu se returnează, nu, se, nu, se, nu se toară, chiar e interzis de a, de a folosi pietul a doua oară, mai mult pentru produs alimentare, nici într-un caz. Da? Și da, să facem o analiză pentru ce implementăm sistemul de garanție. Nu sunt, eu sunt persoana cu o interesată, noi suntem reciclatori. Atunci aș primi un pet foarte curat, aș primi un ciop de sticlă foarte curat, o doză de aluminiu foarte curat. Vă mulțumesc mult. Cu ce preț? Prețul nimeni încă nu l-a pus. Utilajele care trebuiește un un centru comercial o unitate de comerț mai mare de 100 de metri să și cumpere cine cine le dotează cu, cu tehnologii de, de a de a cumpăra înapoi ambalajul. Încă nu nu este legea apare nu-i pus pe masă nim nimic. nimeni. Eu cunosc unde sunt ideile. Mediul de afaceri. Care mediul de afaceri care este interesat să colecteze ambalajele și le dă la reciclare? Oameni bun. Nu avem bani. Nu avem din ce sursă să finanțăm chestiunea asta, da? Noi astăzi nu avem tehnologii de reciclare a ambalajelor astea, da? Ce au câteva companii, acolo sunt niște companii mici, care, care se bat între, între parteneri cu partenerii europeni care sunt cofinanțați din, din fonduri europene, din fondurile uh, ecologice a țărilor lor, da? Uitați-vă, acum România a pus, a pus 220 de milioane pentru 26 de fărbuși de reciclare. În Republica Moldova s-au dat 170 de milioane de lei, 170 de milioane de lei pentru a promova colectarea selectivă. Și gata, școala s-a terminat. Și le-am le colectat selectiv și ce facem cu ele? Telefoanele din rămân. Nu veniți să le luați. Nu, 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 că avem ce face cu ele. Chiar de adevăr nu avem ce face. Noi acum suntem nevoiți iarăși să, să abordăm băncile, banca, Dați, vrem să mărim capacitatea, mai punem o linie de reciclare. Liniile de, rec de reciclare sunt foarte scumpe. Tehnologiile astea ca să, ca să le procuri, trebuie să stăie câte un an, jumate, doi în rând, da? este foarte e, solicitate, Ceutate. solicitate, da? Asta cam e... Păi, și ce facem, domn Balica? Nu reușim până în 1 ianuarie 27 să ne pregătim? Și nu reușim încă și în următorii ani? Cum este masca domnul Doamna Herț, noi să reușim să ne pregătim, noi să reușim să ne pregătim, da? Dar trebuie numai pentru chestiunea asta pentru implementarea sistemului de garanție, trebuie să găsim niște finanțări. Cine? Da. E chestiunea interesantă. Trebuie să, noi trebuie să o facem. Țările baltice, care sunt similar nou, da? au implementat. Da? Și s-au de multe cuvinte frumoase, dar nu chiar așa. Chiar nu Acum. e așa cum... Nu, da? Noi, noi astăzi, cu, împreună cu AOR Reciclare și cu, cu membrii AOR Reciclare, cred că Arătăm că noi ne putem atinge țintele care, care sunt impuse de către stat pentru, pentru colectarea ambalajelor pus pe piață. Da? Dați da sistemul, sistemul ăsta de responsabilitate extinsă a producătorului să-l să implementăm, că el s-a implementat 8 ani să-l să implementăm cu succes macar un an, doi, doi, și poate vine și ori să înțeleagă producătorii că trebuie, sunt responsabili și trebuie să plătească bani pentru a-și cumpăra înapoi Deșauri. ambalajul, deșeurile, dar pentru asta trebuie să mai promovăm puțin și educația, da? Ca moldovanul să poată să-și permită după ce au cumpărat o sticlă de apă sau o doză de Red Bull scuzați dacă e o marcă o, o doză de suc e, în aluminiu e, după ce a consumat-o să fie responsabil să ducă la magazin și să o dă înapoi Vedeți că dacă uh, contravaloare o să fie și el o să primească ceva în schimb eu cred că. Part... 25 de cenți 25 de cenți în Germania cu un ambalaj de sticlă Vă dați seama cât trebuie să plătim noi pentru, pentru suc ca să poți să duci doza înapoi soi ăsta, da? Cine ați permite? Nici într-un caz producătorii nu... Noi suntem cu salariile, nu ca în Germania, da? Luxul ăsta poți să-l permiți atunci când, când ai din ce. Dar facem legi numai că să ne numim că, că suntem la standard, standarde europene, cred că este o greșeală și noi ne amăgem pe noi să în sus. Totuși, putem să ajungem la o înțelegere între autoritățile publice centrale, locale, consumatorii casnici, consumatorii non-casnici, pentru a mișca lucrurile înainte. Iată, Cumva, parcă par am pornit-o mai optimist și cumva parcă par ajungem la faptul că există prea multe carențe, există prea multe probleme în ceea ce înseamnă nivelul de implementare a cadrului normativ. Spuneați că inclusiv acest principiu ce se regionalizare este din 2014, au trecut 10 ani, nimic nu s-a întâmplat, totuși avem noi sorți de izbândă sau ce ar trebui noi să schimbăm? Fiindcă să recunoaștem, uh, orice schimbare este dureroasă, după cum am mai spus-o și mai sus, uh, dar depinde în lanțul ăsta, în lanțul a fiecărui individ, indiferent de funcția pe care o are, să, să dea plus valoare, să vrea să schimbe ceva. Există, există șansă sau nu? Există cum nu există. Există și noi... Ce e... trebuie să schimbăm? Nu trebuie să schimbăm nimic, doamna Herță. tot e foarte simplu, da? Atâta timp cât nimeni nu promovează regionalizarea, da? ea nu va avea loc. Da? Nu va avea loc. Și ea nu are loc de atâta când nimeni nu promovează. Ei bine, așa, mai avem ce răsufla. Să răsuflăm, mai avem ce consuma apă, ne reținem, să spunem. Noi suntem, compania ABS, da? este un exemplu noi ne-am pregătit pentru regionalizare pentru că e 2014. Alte, spre exemplu, alte hmm. autorități locale din iată, regiunea 4 pe care am menționat-o s-au adresat la dumneavoastră, au da, încercat da, cumva da, să găsească da. o soluție pentru ca să-și gestioneze mai eficient. Corect, corect. Noi, suntem, noi, suntem, noi putem fi laboratorul regionalizării. Laboratorul regionalizării. Noi când am construit întreprinderea, da? Noi avem edificiu, hall în care e construită, este uh, calculată ca să preia zilnic 1200 de tone de deșeu. 1200, 1200 de tone. De tone așa, da. și ca să înțeleagă și cei care ne ascultă, Chișinău produce? Chișinău produce 5-600 de tone pe zi. Am Înseamnă că dublu. Eu ar vrea să spun că uh, cine implementează regionalizarea, da, ar trebui să să, să purtăm niște discuții concret pe tema cum trebuie de -o făcut și noi suntem laboratorul cealaltă care, care, cu minim eforturi și financiare da, și logistic să o implementăm să o facem așa de ușor și frumos. Da? Ce ar costa? Da? Noi, muncim, noi muncim acum 24 din 24 să implementăm tot ca să, ca să putem uh, aduce uh, Țara noastră ca o pildă, la ce din jurul nostru? Din țările chiar, chiar și din România, să vă spun. Foarte frumos. știți că m-am bucurat uh, atunci când ați spus că puteți și uh, sunteți gata să fiți uh, drept exemplu, fiindcă probabil că este greșit. Uh, dacă pornești pe un drum, să nu te înveți din greșelile altora, dar să încerci să le faci doar tu pe a tele, fiindcă ați ajuns la performanța la care sunteți uh, grația unei munci enorme care este în spate și care nu se vede uh, nici în fața ecranelor și poate nici atunci când primiți uh, pe cei care vin în excursie. Uh, și sunt sigură că Інкkluив при напорту компаії мяс при напорту екксперци Пкаовец,ришим сфач, молдова С Fiропян шкурат.